aveai discursul de remotivaționare? Da. Și cred că de aici... Pe bune? De aici adică de... mergeai cu din ăla, cu gladiatorul, cu... Mergeam, băi, să ne trezim. Mergeam, da. Dar pe altfel n-aveam cum. Și puștanii în Canada sunt mult mai rebeli și... ei ca popor sunt... Mai țipai la ei? Da, rău, țipai. Rău. Și altul ai? Nu, dar am lovit toată tabla. Era bordul. Pe bune? Zang, jumate, s-a spart, da. Stai, că te-ai dus departe, deci făceai și schițe? Da, păi... Jucăm așa? Da. Nu, întrebarea era, ei pricepeau, adică aveai... Nu pricepeau, deci programa lor școlară la fotbal, la academie, aveau orele cu mine, cu antrenor, aveau ședință tactică oarecum cu cum vrea academia în spiritul. Să joace... Apoi cei de la academie spuneau, uite, noi, asta e filozofia noastră, doar așa vrem să jucăm. De aici ați modelezi tu cum... Dar ei cu mingea? Stabă. Adică aveai 1-2, nimic? Era 1-2, dar toți care erau 1-2 erau... am avut Guatemala, am asta avut... Zic, un... nu era unul din Canada. Nu, nu. Nimic. Ei pe hockey? Pe hockey. Toronto, băieții la basket, că au fost campioni, nu? Când exact, campioni, da, istorie în Canada. Și cam atât, mai au alte sporturi? Lacrosse. Lacrosse foarte... Lacrosse. Da, nu m-au pasionat. Și îmi zice Silvica, fetele din Canada. Care fete, mă, că sunt toate din România? Fetele din Canada? Fetele din Canada. De ce sunt aici? Da, corect. Da. Și de ce s-a terminat? Sau cum s-a terminat? Pe tot România. Mi-am dorit să vin în România. Asta a fost chiar în ultima dată când am fost în România. Dar asta era exact ca în filmele alea, veneau ăia și te luau în brațe, adică cum vedem prin filme, coach, așa mai departe, da, că da, te atașasești de ei. Da, m-am atașat foarte mult de e ei. E greu, bănuiesc, știi, la un moment dat să zici, ai pași, la revedere. Nu, m-am atașat foarte mult de ei, a trebuit să, știi, să trebuie să ți-mi pui puțin respect. Eram și puțin apropiat de vârstă cu ei, da. Știi? Și la început primele două antrenamente, eu vorbeam și erau... Da, de mă, lasă-ne! De mă, băi, prietene, mai ești puțin accent, tu, noi, Canada, tu, de pe unde vii? Ei mai au respect? Adică au respectul ăsta? Sau că, cum vedem noi prin filme, vorbesc cu tine la pertu, ești nu, că, nu, ești, există respect. Adică, nu, aici nu, și... nu există respect, dar... Nu e ca în România, când s-a mai păstrat câte ceva. Nu, ți-l că, domne, pui. Omul ăla acolo și... Ți-l impui respectul. Asta e frumos, da. Deci aia mingicarii erau din alte părți. Alte părți. Și ei cărau pianul. Și am ajuns la provinciale. La provinciale, nivel puțin mai ridicat, am câștigat un meci, ne-au... Puștu, de unde te inspirai? Adică făceai, cum făceai? Te mai uitai pe telefoane, pe net? Mă uitam pe net foarte mult la ședințe de pe la cluburile mari. Mai dădeam un telefon la Constantin Schumacher, care mai plecă la noi. Da, zic, o stică ajută-mă, că aici, zic. Îți trimit o... Dar ei la antrenament, adică încercăm să vedem, să ne spui cum văd ei lucrurile astea. Băieți care veneau la antrenament, muncitori, adică nu lipseau de la antrenamente, chiar dacă își dădeau seama că nu... Erau aduși de părinți. Am avut și care veneau... La 16 ani? Da. Erau aduși de părinți și a trebuit să stau și asta să le zic, băi, nu mai, dacă îi aduceți, au 16 ani. Lasă-i, nu mai... Mamă, România spunea, mai... dă-te de aici, știi, nu. Copilul îi spunea părintele. Da, da. Mă fac de râs, dă-te de aici. Nu, i-a ducea părinții și trebuia să... Nu-i mai antrenat tu acasă, dacă tot i-a duci. Toți erau pricepuți acolo? Toți pricepuți acolo. Deci ei care n-au nicio treabă național cu fotbal, da, nu e se un pricepeau sport, tot. Da, se pricepeau tot. Exact la fel. Dă-mi bani, trebuie să joace și al meu. Băi, nu e așa cum spui tu, fii atent, da. Că zic eu cum da. E. Da. Da. Am înțeles. Dar ei pe sport au cultura asta. Ai cultură e mult, deși nu e mult spus. Ei sunt ca românii, sunt bolnavi de hepatită toți ca să nu facă la micul educație fizică, sunt nu vorbim despre echipa de fotbal. Nu, în general, ce vedeai în general. Tu, da. Nu, ei au cultura sportivă, deci nu. Adică nu sunt grăsuți cu hamburgerii și sunt, e și categoria aia, dar nu, sportul la ei e principal. Oamenii adică aleargă? Aleargă, îi vezi toată ziua prin parcuri, prin săli, sălile sunt pline de mici. Sportul e foarte important. Sportul e, cred că, pe numărul... Hai să trecem și la nebunirele cu ele, da. PD și... Da. Bun, da. Ai intrat, deci ai zis clar de la început, domnule, eu așa vreau să fiu, ți-a plăcut poliția. Mi-a plăcut poliția, da. Și te-ai trezit într-o zi cu pistolul la cingătoare? Uitându-mă în oglindă la muncă și... Zic, mă, eu sunt Bogdan ăla... Da, eu cântam, eu, știi? Hop!
Știi, e normal să te gândești, băi, uite, am realizat ceva, că a fost greu, a fost destul de greu, m-au alergat aia la academie de nu știam de mine, nu știam pe unde să mă ascund, ce să mai fac, știi, adică mai mi-au ceva aminte că mai și știu să cânt, mai alea, mai, nu, deci condiție. Nu ți-a fost doar de sport, că oamenii... Da, greu, știi, adică eu am făcut ca să trec exercițiul ăla de fizic... Am făcut antrenament, adică eram, mi-am legat de aia la cap, alergam. Era Remo. Știi? Da. Ce vrei? Urcai două scări, coborai una la... Când am luat, mi-a zis, gata, ai trecut. Da. Deci ceva serios acum, pe bune. Ceva foarte serios, foarte, adică examen ca lumea, nu... Foarte grași, serios. Burtoși, nu vreau să zic nimic de băieții de la noi, dacă ai idee. Adică există și din ăștia? Nu, grași, burtoși, nu. Nu. Sunt, da. Trebuie să fii cât de cât în standard. Că te angajezi și nu mai ții cont puțin de tine cu timpul, dar nu prea sunt băgați în față. Și într-o zi sună telefonul la noi în România, acum vreo 2 anișori sau cât era. Uh-huh. Salut, un băiat de la o casă de... Bă, mai ții minte pe Bogdan de la Crazy Winner? Bă, am o chestie tare cu el. O, zic, păi tăi, dar nu e plecat. Da, mă, fii atent, a făcut niște materiale sau a făcut un interviu cu ceva cu Pablo Escobar, nu? Cu cel care l-a... Stai, așa un pic. De unde până unde sau cum? Că de-aia zic că sunt unele lucruri, dacă n-ai fi aici... A început pandemia, academia s-a pus pe pauză, că a fost prima oară în istorie când au oprit academia de poliție, tot, ne-au trimis acasă. Duceți-vă băieți că vă chemăm noi, când s-o elibera cu pandemia. Și eram acasă și zic, bă, tot cu muzica, tot în astea, tot cu poliție. Poliție, muzică. Și zic, vreau să-mi fac un de YouTube. Mi-am deschis canalul de YouTube Bogdan Win. Și acum o să mă întreb probabil, ok, ai făcut interviurile și o să-ți povestesc, dar cum e găsit pe oamenii ăștia? Pe asta am întrebat și eu, zic, băi... Pe cei de la Escobar, pe Javier Penea și Steve Murphy, îi cunoscusem, veniseră cu 2 ani în urmă la un eveniment să prezinte despre cum l-au prins pe Pablo Escobar. Deci ei practic umblă prin lume și... Fac tururi. Și își pun povestea lor, așa cum face și Barack Obama de când s-a retras, asta speakeri. Și am fost la eveniment, fiind pasionat de Escobar, de toată peripeția lui, am fost la eveniment și aveam eu o cunoștință și, uite, se cunoște pe băieți. Gata, îi cunosc pe băieți. Acum, de când cu YouTube-ul, le-am dat un mail, zic, uite, cine sunt, ce fac, dacă îți mai aduce aminte, le-am trimis poza, uite, nu mai am eu sunt poza. Băiatul ăsta. Foarte simplu, foarte direct și răspunsul a fost da, facem. Deci ei muritori, nu figuranți, nu stăm noi cu Escobar, cu... Adică... Nu, asta m-a surprins. Poți să pui mâna pe ei. Da, asta m-a surprins și mi-a dat și încredere să fac următoarele interviuri. Bun. Că am văzut că se poate, adică eu obișnuit de pe la noi mai cu... Da, mai scorțoși, de-aia te întreb dacă sunt muritori. Și, da. Și ei au fost cei care l-au prins, au făcut parte din echipa care că nu l-a mai prins. Ei sunt cei care au colaborat cu poliția columbiană și l-au ajuns la capturare. Ei sunt cei care au fost pe acoperiș după ce Pablo Escobar a fost împușcat de columbieni. Deci ei au fost acolo când băiatul ăla e în blugi, Don Pablito? Da. În blugi a lui albaștri și tricoul ăla sau ce are, da. Selfie-ul din 91 când... sau... Deci ei au fost acolo. Da, au fost acolo, au condus toată operațiunea dinspre americani, partea americană și... Și ei povestesc de-a fi rapăr, cum se zice. Detalii șocante. Javier Penea, Pablo Escobar îmi știa numele. Pablo Escobar îmi știa numele, ne știa numele la amândoi. A trebuit să împărăsesc casa, m-au sunat de la ambasadă. Vezi că sunt băieții în rază, suie-te, vezi ce faci. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!